Suntem în capătul satului Almașu Mare. Da. Și la câteva sute metri distanță e o carieră. Este. Când a început să lucreze și cu ce probleme vă confruntați? N-am avea noi treabă cu ei, dar praful e omoară. Praful și zgomote și pe drum când se circulă și cu mașinile astea, ieșe atâta mare de praf. Au ei ceva de estropit, dar foarte, foarte slab. Bun, să reluăm încă o dată. Poate nu mai ați auzit bine. De când există cariera? Cariera e în al treilea an de funcționare, dar cel mai mult de anul ăsta a început să lucreze. Anul trecut mai puțin și acum 2 ani au început amenajările pentru carieră. Deci anul ăsta se exploatează mai mult. Ce anume se exploatează? Piatră. Se fac diferite sorturi. Nisip și pe mai multe categorii de sorturi. Și piatră. Cu ce probleme se confruntă localnicii de când funcționează cariera? Păi noi ăștia de aici, de sus, cu praful, câteodată zgomot excesiv și unii localnici spun că ar avea probleme și cu casele. Din ce cauză? Din cauza trepidațiilor mașinilor de tonaj. Se strică drumul, s-a asfaltat, deja a început să strice și nu se ia nicio măsură. Am discutat de mai multe ori cu ei și ne-au tot promis și cu promisiunile am rămas. Ce anume v-au promis? Au promis că o să funcționeze o instalație de udare, am înțeles, dar nu funcționează întotdeauna și nu dă nici randament, că praf tot iasă. Mașinile au spus că o să facă o cisternă ca să ude înaintea mașinilor, ca să nu mai iasă așa praf, dar nu prea de randament sistemul lor de udare. Au încercat odată să ude? Au încercat, da. Dar nu prea de randament. Și în ultimă instanță au dat drumul la apă pe drum de la un părău, ca să nu mai circule cu tractorul, cu cisterna să ude. Apoi vă dați seama ce randament poate să dea un pârâiaș și pe ce distanță poate să funcționeze. Bun. Înainte să se înceapă exploatarea din carieră, s-a făcut un fel de consultare a localnicilor? Ați fost informați? Vi s-a cerut părerea? Da sau ba? Din câte știu eu, oamenii n-au fost întrebați ce părere au de carieră sau și dacă au fost informați cât de cât, nu și-au dat seama de consecințele care vor fi la deschiderea efectivă a carierei. Domnul Ionuț, vă amintiți dacă ați fost informați de către primar, prin ziar sau așa? Într-adevăr, a venit secretarul cu primarul și au zis că ne deranjează cariera. Zic, domnule, dacă lucrul cum se cade, nu ne-ar deranja așa tare, da? Din păcate, e atâta praf și o sacie în dunga drumului toată ziua, mașinile praf, din carieră praf, n-ai unde, nu, nici vacele, am zis că duc o sticlă de lapte la analiză să văd, într-adevăr, e lapte bun sau mâncăm și noi de astea, că de-aia stăm aici în Vârdeale, să trăim oarecum mai liniștiți, că nu, suntem o vârstă mai înaintată și noi acum, nu mai ne... Dar spuneți-mi, primarul și secretarul când au venit? Înainte să înceapă cariera? Înainte de a începe, într-adevăr. Înainte de a începe, o vine, dar n-am știut noi că ce o să se întâmple atâta praf. Și trece terenurile noastre, se face pe dunga drumului. V-au pus să semnați ceva când da, au venit? Da, am semnat. Ce anume? Un tabel, noi nu l-am citit. Deci ați semnat ceva ce nu ați citit? Nu am citit. Nu, eu spus, mă, dacă ne deranjează... Deranjează, zic, domnule, dacă lucră cu să cade, dar că noi ce se întâmplă? A fost stația de funicular
tășelea hodorosau de numai, dar nu făceau praf, nu făceau atâta dezordine ca să nu poți să folosești. Și de cosât, nu, știu o dracu, am și îmbătrânit, nu mai taie coasa cum trebuie, dar nu pot cosă de treabă. Aci, câtă praf în lunga drumului, păcat că n-ați venit să, odată când se circula, să circula mașinile, să vedeți. Un geam de știs la casă, nu poți să ții, să aerisești, să... Ce tonaj au camioanele? Să vă spun pe aia dreaptă, nu știm, dar sunt mașini din astea mari, cu multe axe. Uh-huh. Și unde se duce materialul? De aici, de la noi, în jos trece, dar păi, eu nu m-am interesat să vă spun drept unde, ce fac, unde îl duc... Duc, în toate părțile duc. Am înțeles că pentru autostradă se lucrează. Ați făcut vreo reclamație sau ați întreprins ceva la vreo autoritate, la protecția mediului sau așa? Am cerut o ședință cu locuitorii comunei, cu consiliul local, să se întrunească și să stăm de vorbă și cu primarul, am făcut pe baza unui tabel o cerere cu număr de înregistrare, dar nu ni s-a aprobat. Nu a stat nimeni de vorbă cu noi. Când ați cerut asta? În urmă cu, să zic, 2 luni jumate. Ce anume ați cerut? Ca să discute ce s-ar putea face ca să fie totul în regulă, să nu ne polueze, pe alții să nu le strice căsile, dacă se strică ceva să ne asigure că se va repara, niște garanții și niște măsuri să se ia, totuși să nu fie așa, pe unii să-i avantajeze, pe alții să-i dezavantajeze cariera. În Consiliul Local s-a discutat despre cererea dumneavoastră? Exact să vă spun, nu știu dacă s-a discutat, dar a fost un reprezentant dintre cei care s-au ocupat cu semnăturile de la oameni și nu prea l-au băgat în seamă la ședința de Consiliu când s-a prezentat. Acum, nu știu exact ce s-a discutat, ce nu s-a discutat, dar a fost la o ședință de Consiliu prezent. Unul dintre reprezentanții care au întocmit tabelele. Mm-hmm. Și nu știți dacă s-a luat o decizie în Consiliul Local sau nu? Nu știm. Atunci ne-au spus că se va ține ședința care am solicitat-o după alegerile locale. Dar nu... Mm-hmm. N-a mai spus nimeni nimic. Mm-hmm. Numai ne-au asigurat că se vor lua măsuri, că va fi bine, că... Dar nu. Toate tot așa și văd că tot mai rău. În loc de mai bine. Cu reprezentanții firmei ați vorbit despre problemele pe care le aveți din cauza lor? Da, da, am discutat și cu inginerii care conduc cariera. Și ne-au asigurat că iau măsuri, că încă sunt la început și se vor schimba sistemele de lucru, dar nu. Când ați discutat cu ei? Tot în urmă cu 2 luni jumate. Am auzit că alții au... Și am discutat în repetate rânduri, nu? De atunci s-a mai discutat. O dată, de 2 ori am mai fost. Și am mai discutat. Am auzit că alții v-au dat răspunsuri destul de tupeiste, niște muncitori, sau cine a fost aia? Unul dintre muncitori, nu știu exact cine a fost. Spuneți-mi despre ce vorba. I-am întrebat de ce fac praf. Pentru că mi-au spus că cine o mașină care trece pot să iau numărul, să mă prezint cu numărul la ei și să se vor lua măsuri, sancțiuni împotriva celui care au trecut cu viteză, au făcut praf și trecuse o mașină mică și nu am văzut numărul, dar făcuse praf mare și am întrebat pe un domn inginer că cine a trecut. Tot îmi explica să iau numărul, că fără dovezi nu se poate. Și la urmă, unul dintre muncitori a zis că dacă nu-mi convine, să iau apă în gură, să nu mai fac praf. Cam asta e atitudinea unor oameni. Ce să facem? Unii câștigă, alții pierd. La alte autorități ați făcut demersuri, la prefect sau la protecția mediului? Deocamdată nu, dar urmează.
Domnul Ioniță, în trecut, ce se exploata în munții ăștia din spatele nostru? Păi, după câte știm, complexe aurifere, auzam și noi de la maestri, că noi, na, eu lucram șofer acolo, la muncitori, și duceau minereu pe aici cu, din complexe aurifere, păi, acolo mai multe duceau la uzina de preparare, așa, aur, plumb, zinc, cupru, că la Zlatna se făcea cupru, care... Mm-hmm. Era... Și ce s-a întâmplat cu acele mine? Că înțeleg că se scotea minereu din mine, da? Da. Nu de la suprafață. Acum, de vreo 3 ani, 4, nu știu, s-au blocat, s-au minat, s-au închis și au făcut protecție, să nu mai... Că să-ți intra pe acolo, pe ea, mai oameni, mai intrau animalele noastre câteodată, se steau de umbră acolo, pe baie. De la un localnic am auzit că în trecut, când se găsea un filon de aur într-o mină, nu se exploata, ci se lăsa ca și rezervă și se închidea mina. Da, așa îi auzam vorbind când găsau filoane, le bloca, și numai când era nevoie umblau la ele. Acum munții noștri aici e zona auriferă, păsătă locul, tăche dealurile, conțin ceva. Păi, înseamnă că și dealul ăsta, de unde se scoate acum andezit și alte... Acum chiar între... în zona asta nu pot să spun, dar acolo unde a fost mina, că e trecut mina din drumul ăsta până la Stănije, la Mucăcească, acolo, dincolo, e păsudeală mină. Și acolo au fost forări geologice de mulți ani, că eu am lucrat la explorări la Deva, la IPEG acolo și duceam materiale acolo. Erau sonde din 50-50 de metri, forau cum aveau ei al lor, noi numai eram cărăuși. Și apoi mai auzam vorbind că mă, aurul e aproape acela suprafață, mă. Cine îl cunoaște? Dragul, nu suntem noi interesați, că aici la noi ori suferi mulți pentru aur. Eu dus poliția și eu bătut și ori da mult. Și... De ce? Pentru că au căutat aur fără autorizație? Da, atunci pe vremea comuniștilor eram copil la școală, la Poiană, când te vinea era un bătrân acolo, ăla au dat multe chile de aur, că noi mergeam la internat și la școală. Și vinea poliția și dimineața săpau acolo, pe la colțurile de casă, pe la câte ceva și zice, cum dracu nu mai chema, zice, iar odată să dau o chile de aur. No, auzam copiii vorbind de la părinți, de la ăsta și oamenii pe drum, nu, vezi că copiii ascultă bine, atunci auzam bine, nu ca acum.